Teodora, da. Vrem să te întrebăm ceva, că au fost niște discuții aici și... Na, să e de bine, iubire. Să se mai lămurească un pic situația. Ai avut parte în trecut de genul de bărbați ca și Robi? Ce înseamnă genul de bărbați? Genul lui. Care genul lui? Comportament, stil. Păi dacă n-a avut ca Moldo, automat a avut ca Robi. Păi lasă că bărbații în lumea asta, exact. Ne-am contrazis puțin. Nu există decât două stiluri în toată lumea. Nu chiar ca Robi, dar pe acolo, da. Era culmea să ai așa talente. Glumesc, dai puțin. Am avut niște, nu, mulți spus contraziceri. Că mie mi-ar plăcea de tine fizic, doar că nu m-aș vedea cu tine într-o relație, mi-a zis Moldo, și că eu nu sunt tiparul ei, sau cum ai zis? Nu. Nu, am zis că nu e genul ei. Nu cred că... Da. Că e comportamentul meu... Prin comportamentul tău, nu vorbesc de fizic, comportamentul tău cred că nu a rezonat cu ea. Nu cred că este genul ei. Și eu ți-am zis că... tu, de fapt, ea, de fapt, nu a mai avut, sau dacă a avut, a avut foarte rar... comportament ca și al tău lângă ea, și că e mai obișnuită cu genul meu, gen, cu comportamentul meu, decât ai fi cu, decât ai fi cu alu Moldo. Dar nu? Cum? Greșesc? Nu e vorba neapărat de comportament, e vorba de stil, că... Păi comportament e același lucru. Eu vorbesc strict de comportament. Uite, tu cum ți-ai descrie comportamentul tău, de exemplu? Eu? Da. Direct, boss, big boss, maker. Mai, dar stați puțin, Teodora chiar a spus asta la un moment dat, că ea nu a avut genul lui Moldo și că a avut mai mult genul ăsta, spre Robi. Exact, eu de asta m-am legat și știu că a zis treaba asta. Spre Robi, da, nu exact stilul lui Robi, dar am avut, da, mult mai de viață. Ok. Adică Moldo nu-i de viață? Ce-ai, mă, nu, nu este el, mult mai prește. Activ Robi decât Moldo și asta se vede, adică nu e nimic nou. Teodora, da, v-am lămurit. Bă, Teodora, în momentul de față pare că nu ești chiar 100% încântată de ceea ce este Moldo. Nu că nu sunt, am spus eu, m-am pronunțat eu cu ceva. Dar oarecum asta s-ar subînțelege. Au pronunțat gurile rele. Nu, m-au întrebat dacă am mai avut tiparul lui Robin afară. Și am zis că spre tiparul lui, da, dar nu am zis nimic de Moldo. Ai zis la un moment dat că Moldo este ceva nou pentru tine, pentru că nu ai mai avut până acum un băiat așa liniștit. Scuze, Moldo, îmi pare rău. Da, Giulia, dar nu trebuie să zici scuze. Eu am înțeles la ce vă referiți. Dar nu este nimic rău. Eu am înțeles la ce vă referiți. Eu nu mă descriu un băiat, bărbat, cum vreți voi, mai rezervat puțin, mai gândesc puțin mai mult, să zic. Și e foarte bine. Să fiu cu mai mult bun simț, să zic așa. Da, dar pare că s-a produs o ruptură între voi doi și nu înțelegem de unde. Asta nu știu. Știu. Pentru că tot nu a venit compatibil. Natural, să zic așa. Și au dat seama că a fost timpul, natural. A trecut timpul și au început să-și dea seama să se cunoască mai bine. Nu știu, să vadă diferite chestii. Au avut și o discuție, au văzut cum gestionează discuțiile unul altul. Dar eu sunt curios cine a luat inițiativa de a opri cunoașterea. Păi n-a oprit-o. Păi n-a oprit-o, dar așa pare. Sovel. Nu, eu sunt, așa pare. Eu, cred curios, că... eu sunt curios cât de bine se simte Teodora cu Moldo și în calitate de ce se simte bine? Ca prietenă sau ca iubită? Pentru au că... pupat. Păi și atunci ce? Pe verișoară. Robi, cred că pe verișoară. La mine pupicul e... A, la tine am uitat, tu scuze, ești un caz la aparte. La mine pupicul e ceau, ce faci? Da. Ești bine. E chiar. Nu, glumesc. Tiparul ăsta nu am avut. Glumim, glumim. Ce tipar? Cu pupicul e bună, ce faci? Stai, mă, și nici nu vreau. Repede, tu, nenă, vrei. Nu vreau. Pe care dintre ei ai pupat? Nu vreau. Pe mine m-a pupat, frate. Nu, pe Moldo. Păi vorbeai cu mine cu Moldo. Pe Moldo. Păi așa se vede. Vai. Așa trebuie, așa. Deci, Teodora, tu practic vrei să rămâi în continuare într-o cunoaștere cu Moldo? Dar nu cred că este vorba de asta. Cred că totul o să vină natural și vom vedea... Ce să vină natural? Ce să vină natural? Că s-a dus, nu mai are ce să mai vină. Ai, dar tocmai la... Niște zile e la vamă. Tocmai la asta mă refer. Eu cred că voi vorbiți despre foc, da? Cred că dacă mai așteptați vreo două luni o să aprinde și focul, că vine iarna. Baște lemnele. Bag eu lemnele. Mai vorbim mult, stau pomptirii cu berbecul la ușa. Eu bag lemne pe aici, nu vede. Lasă tu. Da. Bețe.
Tu bagi bețele pe foc. Da, nu știu ce să spun. Smash-uri pe spune. Da. Deodora, nu știu. Da. Ceva oricum se întâmplă între voi, că am văzut că nici nu v-ați pupat ieri, v-ați luat în brațe și v-ați pupat pe obraz. Deci e clar că mergeți în direcția asta de a opri cunoașterea. Este clar că mergem în direcția asta, da. Păi, dar deodată, deci, așa, dintr-o dată, practic. Mie mi se pare că tu pui mai mult accent pe treaba asta. Teodora n-a venit să zică nu, că eu nu se simte bine în prezența ta, că n-ar vrea să stea în prezența ta atâta timp cât nu se simte bine. În schimb, tu ai zis. Nu, dar pare să nici nu contrazică. Stai un pic. Nu, de, păi, de, dar de ce crezi? Să zic că mă, Moldo, trezește-te, că nu e așa, mie îmi place, eu vreau. Adică ea, la toate remarcile făcute de Moldo, ea n-a zis că nu. Remarcile. Eu țin să cred. Eu țin să cred. Tot aia. Remorci, ce zici? E remarci. Zi, Patrick, ce voi remorci, zici? Remorci, da. Patrick, ce voi zici? Am zis că ea nu a spus că nu este de acord cu tine. Adică n-a zis că haideți, păi, Moldo, revino-ți, că e doar de moment. Nu, practic a confirmat tot ceea ce ai spus tu, că nu sunteți compatibili. Am avut o discuție mult mai lungă în grădină, eu și cu Moldo, și... Da, dar dacă voi după v-ați luat în brațe, nu v-ați mai pupat, înseamnă că... V-ați tras o concluzie. E clar că am făcut un pas în spate și e clar că se simte o energie foarte negativă, să zic așa. Da, dar pare că nu se vrea, adică stai puțin, înțeleg, bine, te-ai retras tu probabil, nu m-a retras, nu e vreo că m-a retras eu. Noi, Moldo, frate, ieri ai zis că nu te simți bine prezența ei, că nu știu, cum nu te-ai retras, mă, frate? Nu, stai puțin, că nu ai auzit ce v-am zic, nu neapărat că m-a retras eu, ca am zis asta, zic strict cum ne-am simțit noi, unul lângă altul. Da, s-a simțit, frate. Cum v-a simțit, mă, frate, unul lângă altul? Eu chiar sunt curios. Teodora, cum v-a simțit, frate, unul lângă altul? Ca doi ce? Porumbe. Prieteni. Cam prima zi. Uite, ca doi prieteni, Teodora. Cam prima zi, n-auzi. Teodora. Și Teodora, acum tu neauzind treaba asta de la Moldo, cum te-ai simțit lângă Moldo? Ca doi prieteni. Băi, na, Robi, băi, și atunci ce s-a simțit, frate? Cine s-a simțit? De plăcut la plăcut, nu pot să spui că lui nu. Robi, adică, punctul meu de vedere, Teodora, da, te rog frumos, cât la sută ți-ai fi dorit ca Moldo să fie puțin mai înțepat, da? Să zic așa. 67, dacă vorbim cu procente precise. Nu știu dacă mi-aș fi dorit, nu știu cât l-aș fi văzut eu pe Moldo să fie mai înțepat. El e foarte ok așa cum e el, acum că... Poate și el, și lui ar fi trebuit îi trebuie un alt tipar de fată, nu știu ce să zic. Păi ce alt tipar? Că liniștită, îți dai seama ce ar fi aici moartea pasiunii. Poate chiar liniștită. Cu tine, păi nu, tu care ești mai activă un pic. Da. Băi, dar stați-mă, poate mult, mie Moldo, nimic, mie poate Moldo mi se pare că merge mai mult ca tipar de bărbat înspre genul lui Robert. Sunt asemănători oarecum în comportament. Nu. Cum nu? Cum nu? Nu liniștiți amândoi, lui mă, Robert, vorbește. Când îi place de o fată, te duce. Ok, am înțeles. Stai puțin că ei, Robert și Julie, au fost compatibili. N-a fost nevoie de mare lucru ca să... Înainte de Julie, Robert a mai interacționat aici, okay, în casă și a fost cu totul și cu totul altfel față de Moldo. Da, ok, am uitat, scuză-mă. A fost foarte bine. Am uitat, da. Exact. Nu trebuie să comparăm persoanele. Nu comparăm, dar trebuie să vorbim. Nu a comparat nimeni pe nimeni, Teodora. Țin minte. Dar ești conștientă și tu, Teodora, că nu știu, dacă persoana de lângă tine e puțin mai activă, mai energică, mai, cum am zis, să fi fost mai înțepat, ți-ar fi transmis o altă energie, gen, știi? Posibil, ți-ar fi făcut să te simți altfel. Poate așa țin să cred că ar fi aprins ceva în tine, habar n-am, nu? Moldo, ne-ai tot zis, frate, că tu așa, tu dacă afară, el e liniștit, practic... Ne-ai zis că tu afară ai un alt... să fie așa. Stai puțin, Sebi. Ne-ai zis că tu afară ai un alt mod de a aborda. Mi-a spart ochii. Nu știu, ești mai energic, ești mai îndrăzneț, ești mai... Abar n-am, nu știu. Dar nu-i vorba de asta, mă, frate, cu îndrăzneț și cu tot ce zici tu. Eu mă refer... Păi nu, stai puțin, nu zic, prietenele au spus treaba asta. Da, nu mă simt eu natural, nu mă simt eu natural și mă simt inhibat de, cum a zis... Ieri. Pentru că probabil Teodora nu este persoana potrivită pentru tine. Poate cu altă femeie. Păi, dar până acum, Patrick, până acum 3 zile era. Până acum 3 zile s-a deschis. Până acum 3 zile avea curaj să o pupe. Până acum 3 zile păi, o ține de mână. Păi și n-am zis, că n-am avut curaj. Acum nu înseamnă că dacă a zis chestia de Teodora trebuie să se căsătorească cu ea. Poate și-a dat seama că... Păi nu, dar așa e. Poate și-a dat seama că s-a grăbit cu declarația respectivă. Cu ce declarație? Cu pupatul?
Cu ce s-a adunat? Julia, tot ce am făcut, am făcut ca așa, am simțit. Și de la pupaj, de la tot ce am făcut, așa da. Am simțit. Moldo, chiar așa, că a fost cam bruscă trecerea aia. Nu, fii atent, eu vreau să întreb, să-l întreb ceva pe Moldo. Pentru că în momentul în care i-ai dat brățara, Teodora a venit și te-a luat în brațe și te-a pupat. Ia, tu n-ai avut inițiativa de a o pupa. Dacă ea nu făcea treaba asta, tu o pupai? Chiar. Dar nu, stai puțin, da? Că eram față în față. Ce voiai să... Erai față în față, dar Teodora a venit și te-a luat în brațe, bro. Ăsta a fost bro, materialul. Direct, chiar direct. Bro. A venit, a luat în brațe și te-a pupat. Nu a fost, nu te-ai dus tu la aia. Robi, i-am pus brățara. Așa, uita la mine, mi-a zis, mulțumesc și a venit spre mine. Ce voiai să fac? Cum? Păi ea a venit, bro. Cam asta bro. Urma să se întâmple. Venit, asta, da. Bro. Că e Teodora mai atentă cu o secundă. După o fracțiune de secunde, probabil. Pentru că asta am simțit. Aia, da. Da. Bun, și voi acum ce așteptați? Să se pună punctul de la sine sau că nu se mai înțelege? E clar că de avansat e cam greu din momentul de față. Dacă voi ați zis că ați dat un pas în spate. Deci, ai rolul de avocat. Moldo a zis că a dat un pas în spate. Da, Moldo. Păi și Teodora ce-ar fi să zică? A dus trei în față. Da. Păi dacă nu-ți vrea să Teodora, ne așteptăm ca tu să vii acum să le iei în brațe.